zeule mare unde s-a ajuns. Un cerșător din Sibiu i-a dat șpagă unui polițist 100 de euro ca să-l scape de amendă. Și stați așa, ca să nu e tot. Pe lângă asta, cerșătorul i-a cerut și să-l ducă acasă cu mașina de poliție. Deci, să recapitulăm puțin, că poate n-ați înțeles bine. Un cerșător de 72 de ani, prins cum făcea, ce face un cerșător pe străzile orașului în mijlocul nopții, s-a gândit să rezolve problema cu o veritabilă românească și a scos din buzunar două bagnote de 50 de euro. Eu n-am avut de 50 de euro, am de 5 lei. Și cum n-ar fi fost de ajuns, omul i-a cerut polițistului să-l ducă și până acasă cu mașina de poliție, da? Acasă fiind, atenție, în comuna Merghindeal, adică la vreo 70 de kilometri distanță de Sibiu. Practic, omul nostru s-a gândit că în 100 de euro intră și deranjul și drumul spre casă. Acum, orgolioși foc polițiștii ăștia, l-au reclamat imediat și în loc să-l ducă acasă, l-au dus la secția de poliție, unde l-au reținut pentru 24 de ore și au făcut și dosar penal. Totuși, să nu uităm că vorbim aici despre un cerșetor. Eu nu știu acum cât de scump e traiul în Sibiu și ce salarii au oamenii aia pe acolo, dar dacă un bătrânel avea la el 100 de euro din cerșit, bani de care se putea lipsi ușor, da? Cred că se trăiește bine rău de tot prin Sibiu ăla.